ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cu ce proiecte sunteți prezenți la târg? Deci Media City a venit la TNI cu 4 proiecte imobiliare. Avem un ansamblu rezidențial de vile, aflat în centrul comunei Corbeanca, pe o suprafață de 100.000 de metri pătrați, care conține aproximativ 150 de vile. Este un proiect propriu, un concept Media City, început în 2012. Este caracterizat prin faptul că suntem singurii din piață care construim personalizat. Nu sunt două vile la fel, construim pentru fiecare proiectul așa cum și-l dorești. După aceea avem un proiect de 90 de apartamente situat în București, lângă metrou Nicolae Grigorescu, pe bulevardul Nicolae Grigorescu, pe care îl dezvoltăm împreună în parteneriat cu compania Ideal Residence. Este un proiect destinat să se încadreze în programul Prima Casă și în cerințele pachetului pentru TVA de 5%. După care avem încă două proiecte, unul în Băneasa, pe strada Privighetorilor, și încă unul în lângă Parcul Carol, Serena și Natura Residence, care sunt dezvoltate de un alt partener de al nostru, care este dezvoltatorul spaniol Grupo Lar. Deci, paleta este destul de largă, produsele sunt complet diferite unul de celălalt și acoperă, practic, cea mai mare parte din potențiala cerere existentă în clipul ăsta pe piață, ca și produse. Și ca și prețuri, între ce prețuri sunt cele patru proiecte pe care mi le-ați menționat? Vorbind de apartamente, Nicolae Grigorescu, care este gândit să se încadreze, cum spuneam, în Prima Casă, are apartamente mici. Vindem la un preț de 1000 de euro metru pătrat util și avem garsoniere începând cu 32-35 de mii de euro, plus TVA de 5%, până la apartamente cu 3 camere de 72-73 de mii de euro. După aceea, la Parcul Carol, Serena, proiectul Serena Apartments are prețuri începând de la 90-100 de mii de euro metru pătrat, 2, 3 și 4 camere. Iar Natura Residence, aflat pe strada Privighetorilor în Băneasa, este cam în aceeași zonă de preț. Apartamente în jur de 100-120 de mii de euro pe metru pătrat. Este alt concept, este un ansamblu cu piscină, cu sală de fitness, cu suprafețe mai mari, care se adresează unui alt segment de clienți. Am înțeles. Și pentru târg, ce ofertă aveți? Prețuri mai mici? Promoții? Toate proiectele cuprind promoții pe perioada târgului, promoții care pornesc de la discounturi de până la 5.000 de euro pe metru pătrat pe unitate, până la tot felul de alte facilități, gen bucătării utilate, aparate de aer condiționat și, în general, există o flexibilitate mai mare pe durata târgului, la modalități de plată, la avans, la mai multe lucruri. Adică au ocazia să profite pe timpul târgului și să obțină niște mici avantaje față de perioada curentă de vânzare din timpul anului. Mulțumesc frumos, mult succes! Cu plăcere, mulțumesc!